nu îi consideră parteneri de același rang în trafic. Șoferii din Medgidie staționează nestingheriți pe pista de bicicliști fără să le pese de o eventuală amendă. Avertizăm toți participanții la trafic, în special conducătorii auto, cu privire la pista de biciclete special amenajată pe strada Decebal, în sensul că este interzisă circulația pe acest segment și de asemenea este interzisă și oprirea sau staționarea pe pista de biciclete. Dar ce să mai vorbim de șoferi indisciplinați când au ca exemplu chiar poliția locală. Bună ziua, ce faceți? Petrecerea de bicicliștă? Vă rugăm frumos, imaginea instituției petrecerea de biciclete? Din nefericire, nu există oră la care să găsești pista pentru bicicliști liberă în Medgidia. Unul dintre puținele locuri unde bicicliștii pot să circule liber, pista de biciclete, este ocupată fără nicio jenă de șoferi. Atitudinea poliției locale care și-a parcat mașina pe pista de biciclete a devenit un obicei în rândul șoferilor din Medgidia. Atenție însă, oamenii legii îi vor sancționa dur pe cei care parchează la voia întâmplării.